Vă mulțumim că ați acceptat invitația de a participa la această declarație de presă, prin care conducerea Ministerului dorește să transmită mulțumiri efectivelor care au acționat în ultimele zile pentru protejarea cetățenilor din întreaga țară, într-un context extrem de dificil. Structurile MEAI sunt întotdeauna acolo unde este nevoie pentru a proteja cetățenii, fie că vorbim de meeting-uri ad hoc, de evenimente sportive, culturale, religioase, evenimente private sau alte tipuri de procesiuni. Fiecare aglomerare de oameni presupune anumite riscuri, dar de fiecare dată, structurile Ministerului Afacerilor Interne au acționat astfel încât să reducă aceste riscuri, iar oamenii să nu aibă de suferit. Așa cum știți, în ultimele zile, în spațiul public, structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost ținta unor critici, anumite persoane încercând să acrediteze ideea că lucrurile nu sunt eficient gestionate și că polițiștii și jandarmii ar putea scăpa situația de sub control. În ciuda criticilor din spațiul public, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au demonstrat că au capacitatea de a gestiona eficient situația și, datorită modului în care au acționat, nu s-a produs niciun incident semnificativ. Colegii noștri au luat măsuri graduale și concrete de prevenire, astfel încât astăzi să nu vorbim de victime omenești, de scandaluri sau de tulburarea gravă a ordinii publice. Jandarmeria și poliția au la îndemână metode specifice pentru a ajunge la un rezultat bun. Criticile din spațiul public pot fi constructive dacă sunt realizate cu bună credință și întotdeauna ne-am autosesizat dacă a fost necesar. Ordinea publică a fost păstrată și nu am avut situații de risc pentru oameni, ceea ce demonstrează că polițiștii și jandarmii și-au făcut datoria. Persoanele care nu au respectat reglementările legale au fost desigur sancționate. Suntem aici pentru a proteja cetățenii României și nu vom tolera încălcarea legilor. Vă mulțumesc!